salarii mai mici cu o treime față de nivelul actual. De asta se tem angajații creșelor din Cluj-Napoca după trecerea de la administrațiile locale la inspectoratele școlare județene. Conform informațiilor pe care le deținem, la momentul acesta, salariile vor scădea cu 30-40%. Ceraselea Coman este medic primar de peste 20 de ani. Acum se teme că modificarea legislativă ar putea să o lase fără loc de muncă. Este salutar proiectul de a educa copiii, dar nu în detrimentul altor îngrijiri. Avem mulți copii cu intoleranțe, cu alergii alimentare. Nu pot să rămână cu o singură persoană pe grupă. Angajații creșelor din Cluj-Napoca spun că vor extinde greva dacă hotărârea de guvern nu va fi modificată. Am fost nevoiți să angajăm personal psihologi, psihopedagogi, cu care am întocmit împreună programe educaționale, care la acest moment, prin normativul actual, sunt considerați inutili. Schimbarea ar urma să se aplice în toate județele, dar în unele zone autoritățile locale încă nu au început demersurile. La noi în Doș, creșele au rămas în subordinea primăriei Craiova, iar inspectoratul școlar județean Doș le coordonează metodologic. Ministrul Educației spune că înțelege temerile personalului din creșe, însă problema salarizării va fi rezolvată odată cu preluarea în sistemul de educație. Până în acest moment, 123 de creșe din 23 de județe, adică o treime din total, au fost preluate de inspectoratele școlare județene. Odată intrați în sistemul de educație, se includ toți acești angajați în grila de salarizare a sistemului de educație și avem nevoie să creștem toată această grilă pentru a rezolva și această problemă. Între timp, în mediul online a fost lansată și o petiție semnată până acum de aproape 2000 de persoane, prin care se cere modificarea hotărârii de guvern și păstrarea creșelor în sfera administrațiilor locale.